Bun găsit, dragi prieteni ai canalului meu de YouTube! Pentru cei care vor să aprofundeze învățarea tarotului, iată un scurt material despre istoria și proveniența tarotului de Marsilia. Grafica arcanelor de tarot de Marsilia ne arată explicit felul în care, în Evul Mediu, era transmisă informația, prin desen. Persoanele epocii care aveau acces la cultură și cunoaștere învățau arta scrisului, dar și arta simbolurilor din desen. Un ochi contemporan medieval putea ușor să decodeze ceea ce, în secolul al XI-lea, putea fi înțeles ca un desen de benzi desenate de astăzi. Arta desenului era limbajul oamenilor acelei epoci, era cultura lor, felul lor de a se exprima. Precum pelerinul din secolul al XI-lea, arcana nebunul, Le Mat, în totalitate identic, reprezintă călătorul, pelerinul din Evul Mediu, care merge spre Compostel, ceea ce vedem în imaginea alăturată. Persoane care ies din pământ, cu îngeri alături, cântând din tropete, seamănă cu Arcana 20 judecata. Putem astfel continua cu o imagine populară în Evul Mediu, pe care o regăsim în catedrale, care reprezintă ascensiunea, puterea și decăderea, care este roata destinului, Arcana 10. Această arcană, care este dificil de interpretat pentru că nu avem personaje umane, dacă o plasăm sub unghiul spațiotemporal medieval, această carte devine pe deplin înțeleasă. La fel, Arcana Lumea, care pune multe întrebări. Cum se face că în spatele acestui tetramorf este o femeie și nu un Crist? Ei bine, privind reprezentarea simbolică a tetramorfului din Evul Mediu, chiar dacă cea pe care v-am pus-o aici este faimoasa reprezentare din catedrala din Brude, Arcana Lumea, plasată sub unghiul medieval, va fi înțeleasă mult mai ușor. Dacă am descifrat cum poate fi înțeleasă o arcană, cum poate fi înțeles ansamblul de arcane? Simplu. Să ne amintim că ele sunt numerotate. În manuscrisul care datează din secolul al XII-lea, sunt prezentate cele 9 etape prin care trebuie să treci pentru a crea o carte. De fapt, această carte a fost dată unui neofit care a intrat într-o mănăstire și care avea rolul de a confecționa cărți. Dacă avem cheia, dacă dispunem de un cod pentru a ști cum să citim cele 9 desene în ordinea cea bună, vom ști cum să constituim o carte. Dacă avem cheia pentru a citi cele 22 de cărți de tarot, avem cheia pentru a ști cum să parcurgem drumul ezoteric prin cele 22 de arcane. Tarotul de Marsilia este deci un ghid din Evul Mediu, revizuit și corijat în contemporan, folosit din Evul Mediu pentru a îndruma pe cel care se iniția în arta ermetismului, cel care se iniția în cunoașterea de sine. Dacă vrei să aprofundezi această cunoaștere a simbolurilor ermetice din tarotul de Marsilia, te invit să parcurgi materialele publicate pe canalul de YouTube Astro Tarot Divinație.